ce să zic, rușine să-ți fie, omule, pentru că îți bagi joc de munca mea și de munca copiilor mei. Avem astăzi povestea acestui domn care a făcut comandă la noi, a dorit neapărat să aibă un portofel personalizat și hai să-ți arăt și ție ce frumusețe de portofel i-am realizat acestui domn. Ai văzut și poza dumnealui, ai văzut și numărul de telefon și adresa. Acest portofel dintr-o piele roșie de foarte bună calitate a fost cusut de mine și personalizat cu ceea ce mi-a spus domnul să-i personalizez. Această plăcuță de argint care nu se mai poate personaliza cu alt nume și eu trebuie să o arunc acum, a fost făcută special pentru el. Acest portofel, din păcate, a fost refuzat de client. În sensul că nici măcar nu ne mai răspunde la telefon după ce l-am făcut și am trimis poze cu el. Acest domn nesimțit de o josnicie ordinară, nici nu pot să-l numesc domn, e un specimen al naturii, nu mai îndrăznește nici măcar să ne răspundă. L-am sunat de nu știu câte ori, l-am întrebat ce facem cu ea, unde să-i o trimitem. Noi l-am făcut acest portofel înainte să ne plătească măcar un avans, din considerentul că el ne spunea, domne, dar cum să am eu încredere în voi că voi mi-l faceți dacă eu nu-l văd gata făcut? Și uite că i l-am făcut, ne-a costat foarte mult să-i facem acest portofel și ce să zic, rușine să-ți fie, omule, pentru că îți bagi joc de munca mea și de munca copiilor mei. Și tu cum lucrezi cu bani, așa lucrăm și noi. Să-ți fie rușine și stai liniștit că lucrurile acestea se vor vedea și nu rămân nepedepsite.